numesc Victor Bajereanu, activez în agricultură timp de 37 de ani. Prelucrăm 1200 de hectare de teren arabil și 100 de hectare de plante multianuale, de livezi. Compania Syngenta a intrat de mult serios în practica noastră agricolă, preparate de protecție, a doilea oară, cu semințe de floare soarelui, de porumb, rapiță, porumb zaharat și alte culturi. Floarea soarelui ocupă în gospodăria noastră suprafață de 220 de hectare, dintre care 160 de hectare sunt cultivate cu hibriz Syngenta. 100 de hectare avem hibrizii Haiuleici, Talento și Experto, plus 60 de hectare avem Bacardi. Anul ăsta este un an specific la toate culturile. Temperaturile scăzute care au fost au oprit dezvoltarea plantelor și plus la asta, în ultima vreme, au apărut foarte mulți dăunători, anume păduchii, care au stopat creșterea la plante, mai ales în câmpurile sau masivele unde nu s-au luat măsuri de protecție la timp. De ce cultivăm hai uleici? Roada la hectar este ca la ceilalți hibrizi convenționali, plus prețul este mai bun față de floarea soarelui convențională. De ce a doilea an consecutiv noi cultivăm hibrizii hai uleici și sperăm pe viitor o să continuăm sau o să omărim suprafața de hibriz hai uleici, depinde de evoluția pieței. Hibrizii hai uleici sunt tehnologia Clearfield. Folosim totuși tot de la Syngenta fungicidul Amistar. Afară de hibrizii hai uleici, cultivăm a doilea an hibridul Bacardi, care este cu tehnologia Clearfield Plus. Ultimele rezultate care le-am avut au fost foarte bune. Peste 4 tone de semințe la hectar. De ce am hotărât să mai semănăm și anul curent? Sperăm la un rezultat la fel de bun. An de an cultivăm pe suprafețe destul de mari acești hibrizi din cauza că au o roadă stabilă, sunt rezistente la boli și la secetă. De aceea ne oprim la acești hibrizi care ne dau rezultate bune. Anul ăsta e specific pentru toate culturile și pentru culturile de floare soarelui și porumb în special. De aceea rezultatele încă nu le cunoaștem până la sfârșit, totuși ele o să fie bune. Primăvara precipitații au fost foarte puține și am semănat la începutul lunii aprilie. Pe urmă au fost precipitații bune în luna lui mai și iunie, însă cu părere de rău, de la sfârșitul lunii iunie și până în prezent, practic precipitații în zona noastră, mai efective, să spunem așa, mai agronomic, n-au fost. Am avut nevoie de precipitații și după luna iulie ca să primim o roadă mai bună. Cu toate acestea, aici pe câmpul care ne aflăm, a mai fost câteva precipitații în luna august, de aceea și roada este bună. Hibrizii Syngenta care cultivăm anul curent s-au prezentat la un nivel, spunem așa, egal. Pentru că, cum am menționat, sunt semi-tardivi și nu a fost de ajuns în luna lui august precipitații ca să primim roade mai mari decât cele care le avem.
cu toate că roada este mulțumitoare față de alte regiuni ale țării. În condițiile anului 2020 s-a observat că acele câmpuri care au fost premergători cereale din grupa 1, roadele sunt mai bune și mai mari ca pe câmpurile care au fost seminate după porumb. Hibrizii Singenta au fost seminați după cereale, de aceea rezultatele sunt la toți trei hibrizi sunt bune, spunem așa, în condițiile anului curent.